Am venit la casa partea a doua din CTA Multiplayer. C. C. CTA. Nu GTA. CTA. Oh! Mamă! Ia uitați-vă de asta, e și fața de Creeper. Dar o acoperit-o cu piciorul ăsta. Scărit. Mă bag în foc! Dar nu pot. Băi, da, bă, da, Luci, hai mă, te cotăm. Eu mai caut. Am găsit ceva parkour, parkour, ia parkour, parkour deasupra casei tale. În fine, tu intră și casează-te la hotelul ăla până, ăsta, The Nether. Nu te... Până când... Nu da banii! Învert, n-am bani. Păi mai caut eu aia. Magie. No, un secund să pun zombie în casă. Schelez. Asta nu o să fie casa ta, decât dacă vrei să rămâi cu ea. Păi atâta iarnă e aici. Ce e aia? Capgană? O cabană, pardon. Da, mă, chiar avea o cabană. Păi mă rog, eu mai văd dacă nu e tot ceva cu făcut. Așa. Băi, ca și un fel de casă în copac. Podul! Am ajuns la pod, am ajuns la pod, dar nu asta vreau să facem. Doamne, cum stau casele alea? Și m-am urcat la armăzitor geamul lui, care s-a locut trimis ca să... ca să-i poate așa măsurică. Sau ca să răzbune. Au. Băi, ce nestilați să ăștia. Bă, frate, ce nu cine e în cufăr? Haierul. Nima un roller coaster. Un roller coaster. Auzi la mine, roller coaster. Și ar trebui să urc în ăsta. Eu mă duc la roller coaster. Roller coaster. Penthouse. Ce e aia penthouse? Dacă poate cineva spune. Topor. Dar mai am un și o sabie, mai am. Nu vreau să mă umplu ăsta de prostii, iau cărnița. As fell from a high place. Asta nu-i ajuns scările. Asta. Așa, ce avem în cufăr? Nimic interesant. Ce chestie? Aici e Minecart Station 5. Adică asta e o stație. Lucian s-a prins. Da, nu prea am eu din ce să-mi fac minecart. Știți voi? Recipe-ul pentru minecart? Nu gândeam. Ah.
Păi, asta e așa. Tot am dinamită și numele ce o folosi. Să o folosesc în moarte. Aoleu, câte lucruri au căzut din mine. Să le erai tu? Da. Aoleu, băi, și m-am umplut de lucrurile de care poate nici n-am nevoie. Uleu, mama. Ai avut șa? Știu. Păi. Dar ce mai acolo la gunoi? Și nu. Dar de ce? Bă, ce te costă asta? Băi, abia dacă înțeleg ceva, dați-mi torțe, n-am. Fell from a high place. Deci eu nu înțeleg nimic, că dacă voi ați înțeles ceva, sunteți cu minune. Că eu nu. Deci stați așa. Căpșorul meu trebuie să gândească. Nu e prima dată când face asta. Bă, deci am găsit o corabie aici. Tare. Sau ce trebuie să zic? Să vin la corabie aia trebuie. Nu, dar n-are cufere deloc bine. Păi nu contează. O să locuiesc în corabie, casa mea e ta. Nu. Am pus acolo cuburi de diamant. Nu. Atunci hai să fim pirați. Nu. Eu vreau să găsesc casa faină. Sir! Să iau niște bedrut, ceapă, sau cine știe traducerea de la bedrut. De jumătate viață. Au, mă! Stai, bă, am armură la mine de diamant, dar pata n-am luat-o. M-am murit odată. Păi mă rog. Mi-am zis că sunt într-o casă. Eu am găsit ceva chestie. Da. Eu m-am culcat, dacă vrei, hai și tu pe corabie și tu și culcă-te. Nu, eu vreau să-mi găsesc căsătorii. Păi, aici măcar până la dimineață, că să vezi și tu ceva. Nu că acum n-ai vedea, dar... Da, pe corabie sunt extrem de multe, 4, 8. Hai să craftez. 1, 2, 3. Și o cărticică. Să o citesc așa în noapte. 2, 3, 4, 5. Mă, tu îmi dai și mie. Sunt bă și mie. Trei fiecare, ok? Bă, dacă e șase. Bine, îți las într-un cufăr. Trei. Noi trei. Că și mă poate să patru, cinci. Eu vreau doar o cărticică. Da. Am lăsat doar una. Pe aici se urcă. Ne urcă aici. Le te aștept aici. Și ăla, bă, steagul creeper. Ei, mă, stai bun de GTA Minecraft. Are foarte mult creeper în el. De gândul ăștia spirații explozivi, creeperii. În fine, vii să ne culcăm. Nu mă, dacă găsesc. Casa a doua zi. Da, chiar să-mi citesc și eu cărticica mea. Era odată un prințes, el s-a întâlnit cu o prințesă, au trăit fericiți până adânci bătrâneți, la revedere. Cea mai tare povestioară, bă. Știu cum să numesc. Prințul mic. Nu micul prinț, prințul mic. Sus pe tabord. Băș, mai bă cât clei. Uite bă cât clei am găsit. Aici. Lino, prietene,
Eu nu știu dacă am oase, am 10. Și mă duc la căutare de cuțu, mă duc la căutare de cuțu. Cuț. Cine inventa cuvântul ăsta până la urmă? Băi, cam atât pentru astăzi. Nu te las să mergi la cuțu, trebuie să-mi găsești căsuța. Mă duc și ți-o explodez. Bă, ai grijă ce faci, că am un clei la mine. Am ce? Clei. Da. No, păi bravo ție, îți repar căsuța. Găzuța. Da, doar unul clei. Nu ți-o mai repar. Dar trebuie să mă repar. Păi de ce trebuie? Uite, mă, cum țopă ăștia, vine trenul, nu? Să intrăm pe aici. Nu putem. Se pișă zidul. Se pișă. Se pișă. Se pișă muncitorul. Ok, în fine, casa ta cred că e asta. Nu, mi-e pare că e asta. Dar e faină asta. Da, tare casă faină e zidul. Păi are multe cufere. Bă, aici am și serviciu dacă mă bag la locuit, am și... Așa. Unde e? În casa asta? Cu bac? Da, băi, cea mai tare casă, băi! Dacă vrei, îți las și casa mea. Eu de acum aici locuiesc. Nu, mă, nu vreau casa aia. Bine, băi, înțeleg, dar îți las și casa mea. Deci se putea coborî, nu neapărat să sari. Să nu faci aceeași prostie ca mine. Tocmai m-ai imitat. O să sperăm că duce fix în apă. Te lasă ei! Fură! Dar nu tot. Un rând. Bă, ce-i asta? M-am prins. Bine, cam atât. Să iau și al doilea rând. Uite, dar nici acum ies. Ce avem aici? Ia-ți ceas. Ai un ceas în cufărul ăsta. Și bine să îl ai. Merg cu ceasul. Păi, plină zi. Cum e să fie plină zi? Gol. Că ziua e plină. Mi s-a părut că am mai intrat cineva, că mi s-a părut că am văzut un nume. Încolo. Frunză. Nu prea cred. Dar totul e nins aici. Sau lins. Lins. Mai fost pe aici. Nu mai știu. Nils. Nils. Nelsbuk. Bonsbuk. Bonsbuk. Poate m-am mințit? Nu, nu m-am mințit. Ai, dau foc dacă vrei. Dacă tu vrei. Băi, nu mă lovi, mă uitam cât e ora. Și plină zi. Deci e zgol. Ba nu! Băi, dacă ar exista skin fără haine de Steve, atunci primul lucru ar trebui să-ți faci pantaloni. Ba nu. Cum nu? Apuci. Da bine. Da pantaloni. Mai ales am zis că e Steve. Păi nu, de exemplu, am găsit skin-ul ăla. Se numea Basic Steve Human Skin, dar era un Steve cu barbă. După cum știți, Steve nu are barbă în animații. Deci ăla era un Steve normal, dar fără tricou și pantaloni. Dar stai așa, eu nu înțeleg de ce nu mai facem armură dacă Steve are deja haine. Eu mi-aș dori
Să poți face armură haine. Eu nu-ți mai găsesc casa și deja e vidul lung sau găsești un particular. Cam atât. La revedere.